Au fost publicate rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021. Rata de promovare înregistrată în județul Argeș la sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2021 este de 35,87%. Dintr-un total de 1.253 de candidați înscriși, au fost declarați promovați 377. Înainte de contestații, situația promovării este următoarea. Dintr-un total de candidați declarați reușiți, 300 au medii cuprinse între 6 și 6,99, 53 au medii cuprinse între 7 și 7,99, 23 au medii cuprinse între 8 și 8,99, iar unul are media cuprinsă între 9 și 9,99. Reamintim că media de promovare a examenului este 6. Doi candidați au fost eliminați din examen, este vorba de un elev de la Liceul Tehnologic Topoloveni prins în timp ce încerca să copieze la matematică și unul de la Liceul Teoretic Costești care a fost eliminat după ce a fost prins în timp ce încerca să copieze cu telefonul la biologie. Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate vineri 3 septembrie. La sesiunea din vara a bacalaureatului, rata de promovare în Argeș a fost de 75,4%. În anul 2020, rata de promovare la bacul de toamnă a fost de 33,78%. Au fost prezenți 1125 de candidați, iar 380 au fost declarați promovați.